Vorbești despre. Asta facem noi, din păcate. Deci noi trebuie să intrăm în Duhul smereniei ca să putem vorbi despre smerenie. Eu ce am făcut aici, am zis. Eu am făcut numai treaba, da? Eu cred că cel mai greu studiu, cel mai slab studiu care l-am putut face vreodată, păi ăsta despre smerenie. Cum să vorbesc despre smerenie când eu n-am smerenie, nu trăiesc smerenie? Am zis. Orbul îi spune surzilor. Altceva. Hai să vedem. Trebuie să vedem foarte bine că fără smerenie, nu vorbim din părăția celor. Trebuie să vedem semnă la fața noastră. Foarte bine. Sublinia. Că nu putem dobândi părăția celor fără smerenie. Deci, Doamne, nu poate intra nimeni în dreapta. Eu cred că a fi smerit înseamnă a ajuta pe cineva, face, mă rog, ceva pentru persoane în general, fără ca să primim nicio recompensă, nici plată, nici laude. Și, practic, voluntariatul văd ca o smerenie. Cel care de bună voie să duc și să pună dezinteresat. Sau a comunității, sau... Da, mulțumim. Așa ne greu, dar apoi dacă venea, zice că n-au la tirea îngerilor, zice în evrei, și sămânța lui Avram a luat în apostolul la sfeștani. Da. Eu cred că dacă ne vedem smeriți, de fapt suntem mândri. Corect. Întrebam pe copii sâmbătă, sunt ani despre sfinți. Când ne vedem smeriți, de fapt suntem mândri. Întrebam pe copii, cine a văzut vreodată un sfânt? Dar zice o fetiță foarte răsărită, zice, păi sfinți, eu văzut toată lumea, numai că nu știu că sfinți. Corect. Foarte corect. Dar zic eu atunci, rău așa. Dar de ce nu le-au spus sfinții, bă, eu sunt sfânt, nu mă vedeți? Păi, că v-au smeriți. Nu, pentru că nici ei nu știau. Că dacă ar fi știut, dar nu ai fi fost. Vă dați seama? Nu, asta e smerenia. Cum zice cântarea aceea? Să fii rob, dar să fii fiu. Să fii mort, dar să fii viu, să fii prins, dar să nu fii, să fii sfânt, dar să nu știi. Extraordinar. Nu, asta e smerenie. Deci tu habar să nu ai. E foarte bine. Deci când ne vedem, omul care zice, nu, am ajuns la smerenie, ăla e sigur în înșelarea dracului. Sigur. Deci la smerenie nu. Vedeți că sunt părinți care erau făcători de minuni. Auzeam despre un părinte, nu mai țin minte cum îl cheamă. A venit un filozof la el și zice, părinte, dar cum zici tu că ești cel mai mare păcătos? Când toată lumea vede că ai făcut minuni. Toată ziua numai te rogi. Toată ziua numai slăvești pe Dumnezeu. Faci numai fapte bune, nu mai păcătuiești. Și o să zice, nu știu.
Și cum te zici că ești cel mai mare păcătos? Și eu așa cred. Și nu știu. Și vine altul și zice, hai să ți explic eu. Și tu, dacă ești fruntaș în satul tău, da, și te duci în orașul din apropiere, cum te vede lumea? Păi nu mai ești fruntaș, sunt acolo unul dintre bogați. Bun. Dar dacă te duci în capitală, păi acolo deja sunt un mai mic decât ceilalți. E, dar dacă te duci în capitala Americii, apoi acolo deja scam fiu ploie, știi? Nu, zice, asta o zice eu la Monte Carlo, nu știu care a fost la Monte Carlo, să vedeți acolo, că mergi cu Mercedes și zice, nu, ce-i curat la asta aici? Oamenii au de la 100.000 de euro în sus, prețul la mașină, acolo. Dar zice, exact așa e și cu Dumnezeu. Cu cât te apropii mai tare de El și de părăsia Lui, te vezi mai bine. Asta e paradoxul, știi? Că zicea ceva, acum dacă citești mai mult, te rogi mai mult, studiezi mai mult, cu atâta te vezi mai mic în fața Dumnezeu. Asta e. Dar trebuie să fii mai sfânt, mai aproape, că te vezi mai departe de Dumnezeu și mai bine. Asta e taina smereniei. Paradoxul, dacă vreți, a smereniei. Tot e răsturnat. Mai departe. Da. Ci că erau, erau trei, erau, ci că când omul îmbătrânește și se strică mintea, zice, sunt trei efecte. Zice, primul e uitarea, al doilea, nu mi-l mai aduc aminte. Mai aproape. Zic, ieri o fost în limita tuturor Sfinților, aveați în limita Sfântului pe care l-am citit, spuneam așa că a fi Sfânt nu e important să faci un om, nu e important să fii mai ascet. Și mai era un lucru care acum chiar am dat, dar e important să fii să urmești. Am citit pe trecutul la despre Sfinții. Apoi, eu mă gândesc că asta o minim, și alături chipul de omul pe care îl are Dumnezeu și
ce avem de pierdut dacă îl smerim? Mândria lumii. Dacă ne smerim, nu pierdem nimic. Ne-am pus săptămâna trecută la tineri un film, îi recomand să-l vedeți. Even Almighty se numește, nu știu dacă l-ați văzut, cu un om care, în care i-a spus, s-a rugat lui Dumnezeu că vrea să schimbe lumea, mare politician. Și vine la un moment dat și zice, Doamne, ăsta a zis, mă, să construiești o corabie ca și noi. Tu, bună, gândești la faima mea, la ce? Dumnezeu zice, faima, imaginea. Nimic. Ai, ce m-a impresionat aia, cum e cel mai tare. Că noi ținem așa de tare la poziția noastră în societate, la cum ne vede lumea, cum ne vede oamenii, știi? Pentru ce? Ala, ce e tare? Da. Zi. Cred că primul pas ar trebui să facem prin bunul simț. Să știm exact cum suntem, la cine ne raportăm noi exact, exact cum a spus la început, și să ne uităm în ochii celui de lângă noi, să știm, în primul rând, dacă valorăm ceva pentru el, pentru că Dumnezeu valorează totdeauna, Dumnezeu totdeauna pune valoarea în noi, în creația lor. Dar bunul simț pentru toți cei care avem în jurul nostru, să le știm să acordăm măcar întâietate celui de lângă noi, să întindem mâna, să pregătim pe cel mai mare. Dă o definiție smerenie. Da. Asta nu băgați în sicriu. Nu aș dă la sicriu, mă aș propune. Hai să vedeți. Aș propune temă repetată a smereniei, crezând despre ea că pe unii eu nu tine smerenie. Aș da o definiție așa, cumva, așa apropiat de smerenie, zicând, îi întreaga viață a lui Hristos. Pe ce mă bazesc? Uitați-vă acolo. Da. S-a deșertat pe sine. Asta îi înainte de naștere, da? Și s-a smerit pe sine, ascultător făcuse până la moarte. Întreaga viață. Hristos îi smerit. Da. Toată lucrarea lui caracterizată de Hristos. Da. Că erau aceea, cum zice psalmistul, sunt cărți este scris despre mine, că înainte de bună vestire, înainte de bună vestire, că s-a făcut liniște în rai, că zice, cine va merge să-l mântuiască pe mine? Cine merge să-l caute pe om, că zicea de fața scuță? S-a făcut liniște, nimeni nu a zis nimic. Și Hristos zice, iată din sunt cărți este scris despre mine, vin să fac voia ta de mine. De atunci a Hristos cauză smerenie. De fapt, asta e o preună lucrare a Tatălui cu Fiul și cu Duhul Sfânt. A Fiului cu Tatăl și cu Duhul Sfânt. Smerenie. Deci, pentru că planul ăsta era din veșnicie. E coborâri. Da. Și aici a fost secretul și al Sfinților. Că Sfântul Apostol Pavel ne spune care a fost secretul lui. Galateni 2:20. Nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. M-am răstignit împreună cu Hristos. Da. Ce spunea Domnul aici? Dar credem, eu n-am văzut de exemplu ce zic, ce zic, ce zic, ce zic, ce Florine, ce pildă ai zis? Pildă care a spus dumneavoastră cu tatăl care e murit și avea copii și la oră. Da. Și a ajuns într-un loc nefericit, tocmai pentru că nu l-a învățat să mărere, așa? Da, bun. Ce spunea Domnul inginer, aș putea, am putea rotunjii, să zicem așa, că inclusiv la plecarea din lumea aceasta, Domnul Hristos vrea să rămână tot într-o stare de smerenie în bucata de pâine și în puținul vin pe care îl primim trupul și sângele de sânge, care e tot un act de smerenie. Ca în întregi lucruri. Vine micuță de noi. Vine micuță de noi. Vine micuță de noi. Vine micuță de noi. Vi se pare
problema asta. Și inclusiv faptul că se dorește a rămâne numai în cât, că într-un pic de curând simți că ei pe Hristos în toată slava. Dar acolo e tot o smerenie, e tot, nu? Nu? Acum eu aș avea mai multe să spun, dar nu de la mine, bineînțeles că nu, de la mine vorba aceea. Sfântul Atanasie cel Mare, referitor la acea, la chenoză, la coborârea lui Dumnezeu la noi, spune așa. Cel mic îl poate jigni pe cel mare, însă cel mic nu poate anula această jignire. El spune, copilul poate jigni pe tatăl printr-un fel sau într-un fel sau altul. Însă dacă cel mare nu se coboară, nu se poate anula această discrepanță ce se creează acum. Și consideră că în sensul acesta se coboară cel mare, nu? Și aici tot de la el e și vorba aceea celebră, nu? Prin toți Sfinții Părinți, că Dumnezeu s-a făcut om pentru ca omul să se poată face Dumnezeu. Care la fel spune foarte mult. Și tot la Sfântul Atanasie cel Mare este și ideea pe care a zis că vine de la Părintele Paștovoi. Că de aceea a murit pe cruce, ca de acolo se poate îmbrățișa întreaga lui. Pe cruce trebuie să-l vedem în poziție de dragoste. Părintele Stăniloae are un text scurt, nu știu unde l-am citit eu, într-un almanac, dinainte, dintre... reviste de tot. Nu știu care acum. Intitulat așa, textul așa intitulat. Dumnezeu în înfățișare de dragoste. Și acolo, pe cruce. Apropo și de Sfântul Ioan Evanghelistul, atât de mult a iubit Dumnezeu lumea pe peste. Iar despre smerenie și despre smerenia noastră, n-am înțeles multă vreme până când am înțeles de ce cel mai mare păcat e mândria. Până atunci n-am înțeles cât de gravă e lipsa de smerenie. Până când am înțeles că cel mai grav păcat e mândria, mândria care de altfel ne-a izgonit din rai și mândria care ne lipsește de toată frumusețea lumii acesteia și a înțelegerii noastre ca oameni și ca existențe în lumea lui Dumnezeu. Mulțumesc Părintelui pentru această foarte frumoasă prelegere. N-a fost, cum ziceai, cred că a fost cea mai frumoasă, cea mai aplicată și așa mai... Da. Și mulțumesc și pentru faptul că n-ați insistat așa să neapărat să răspundă cineva. Dacă vrea cineva să zică, să zică, dacă nu, da, frumos. Rețin, sigur, din toată întâlnirea, rețin imaginea aceea cu omul de Roma, în care de întregul soare Hristos micuț, și celălalt de frumoase pilde. Da, bine, cu spicul de grâu știam, da, știi când am împărat. Și îl felicit pe Părintele pentru această prezență între noi, mă așteptam. E să mai trimiteți niște dragi, n-am eu destul. Da. Îți spun că e mai repede ca să avem și un timp de dialog, de părtășie, să nu ne grăbim la sfârșit, cântăm o cântare și după aceea mai stăm un pic la un pic de agap. Hai să vedem cântarea asta aici, cu Bobul de Rouă, de care am zis. Eu te iubesc, dar simt că nu-s nici când am